Unde e predestinarea? Dumnezeu te-a pus să faci trăsnăile sau tu le faci de bunăvoie și îi le pui în spinar Dumnezeu? Dacă așa ai scris la Dumnezeu, nu așa ai scris, așa ești tu educat. Și mă întâlnesc într-o zi cu un domn care are fata undeva la școală prin Elveția sau Cambridge, cum se spune, prin Anglia, Londra, nu știu, școlile astea exterioare mari. Și îmi spune, zice, părinte, să-mi faceți un pomelnic pentru fata mea. Dar de ce? Este un pic supărată pe mine. Și zic, dar de ce spuneți treaba asta? Păi zice, cât am crescut-o aici în liceu și am fost acasă, am avut grijă de ea, că eu o iubesc ca pe ochii din cap, e o fată deșteaptă, este eminentă, este cultă, este bine pregătită, bine educată, bine formată, dar zice, are o mică slăbiciune, zice, nu-i suficient de sincer cu mine și lucrul ăsta mă frământă. Și-i fata mea, că doar nu o pot opri. Dacă vrea să facă păcate, face când vrea ea, că nu poți să păzești omul să nu facă rău. El decide. Da, eu mă străduiesc să o cresc cum trebuie. Da, și zic, ce, care e problema? Păi zice, uite, zice, când eram acasă, aveam casa plină cu icoane, cu cărți, cu asta. Acum nu-i mai place să le citească. Da, m-am dus și am dus bagaj acolo în străinătate. Și zice, am făcut și un lucru. Am întrebat-o dacă vrea o iconiță și mi-a spus, sunt de acord ca în camera mea să pui o iconiță, dar mai micuță să nu râdă colegii de mine, că aici ai și multiculturalism din ăsta, unul de altă religie, unul de altă confesiune, unul vede lucrurile altfel, unul cu islam, unul cu budism, unul protestant, unul ortodox, unul romano-catolic, fiecare cu așa, și n-aș vrea să-și schimbe părerea despre mine că vin eu aici să mă dau mare credincioasă. Nu, dragul tata, îți spune tata o iconiță mică. Și zice, când ai să ai nevoie tot timpul să iei iconița să te rogi, că Maica Domnului te ajute. Și îmi povestește tata o fază frumoasă, zice, intenționat, când i-am dat iconița de acasă, am pus în spatele ei niște euro acolo și i-am lipit cu scoci, ca ea când a luat iconița și a pipăit, să vadă că în spate-s bani. Și dacă mi-o spune că i-a găsit, atunci eu știu că ea s-a rugat. Pentru că așa am învățat-o de mică să ia icoana Maicii Domnului, spun în genunchi, zic o rugăciune și apoi să pune icoana la locul ei. Dar zice, ea până acum nu s-a rugat pentru că nu mi-a spus că a găsit banii și eu știu că ea nu se roagă, e superficială. Și vreau să-i dau o lecție să știe că tata-i cu ochii pe ea. Și îmi spune, zice, îmi dă telefon fata și îmi spune, tată, mi-e dor de tine, mi-e dor de voi să vă văd, să vă aud, mi-e drag de voi, dar te rogi, dragul mamă, tată, în fiecare seară, mă rog, bine, dragul tată, dacă te rogi, e foarte bine, roagă-te așa în continuare, că Maica Domnului te ajută, să stai cu iconița la pieptul tău, că mult o să te ajute și să o pui iar la loc și iar să te rogi. Și ce? Știu că nu se roagă pentru că nu mi-a spus că a găsit încă bani. Pentru că în momentul când ar lua iconița de unde am pus-o eu, ar găsi banii din spatele ei. Deci, iată o formă nu de predestinare, ci un mod prin care să arătăm omului că el este factorul negativ, nu Dumnezeu predestinează. Deci, dacă mama blestemă și se prinde ceva, este păcatul ei și a forțat mâna lui Dumnezeu. De-aia întotdeauna le explic, feriți-vă mamelor, mai ales mamelor de blestem, că puteți să vă nenorociți pruncii pentru veșnicie, aruncând vorbe nechipzuite. Se prind. Și am constatat de-a lungul timpului, în 30 de ani de stat printre oameni și de vorbit cu ei, câte necazuri și câte nenorociri sunt pe capul lor din vorbe din astea. Să te ia naiba, să te duci la dracu, să se aleagă praful de tine, să dea Dumnezeu să-ți facă copiii cum faci tu și tot felul de vorbe la supărare nu trebuie spuse sub nicio formă. Mâncatea raiul să te binecuvinteze Dumnezeu, era la mine la țară o vorbă, spunea să te mănânce îngrășetul, adică să fii sănătos, să fii un om zdrav, să fii un om legat. Și am zis că bestievul ăsta s-o fi prins de mine pentru că am constatat că minte n-am, dar trupam, adică a fost bun blestemul bunicii mele. Orice vorbă nechipzuită împinge dreptatea lui Dumnezeu. Și am să vă dau din pilda din Scriptură, pentru că noi spre asta mergem. Balaam, vrăjitorul, este chemat de popoarele păgâne să blesteme pe Israel. Balaam ăsta să sui, sau Balac, să sui pe o măgăriță și împreună cu cel care l-a plătit ca să blesteme poporul Israel, care era acolo într-o vale, undeva avea tabără, merg spre locul unde e poporul lui Israel, avem în Vechiul Testament. Și la un moment dat
Măgărița nu mai vrea să tragă. Și-o bate, și-o biciuiește, și dă întrânsa, și-o chinuiește, și-o zăpăcește, și-o tulbură, și la un moment dat măgarul se întoarce și spune: bă, tu ești tâmpit, nu vezi că e îngerul în drum, cum vrei să trec peste îngerul Domnului dacă m-a oprit? Și vrăjitorul a înghețat, cum să vorbească un animal. Și a zis: păzește-mă Dumnezeul lui Israel. Și Măgărița a spus: înțelege, acest popor nu poate fi blestemat, numai binecuvântat. Și s-a dat vrăjitorul jos de pe măgar, s-a uitat spre valea lui Israel, a binecuvântat-o și a zis: sceptrul din Iuda și stea din Iacov a prorocit venirea Mântuitorului, vrăjitorul de alt neam. Deci iată că nu vorbim de predestinare, ci de preștiință. Ieremia plânge poporul lui Israel, care merge în robia babilonică 70 de ani, și îi vestește cu mult timp înainte și cu Ezechiel toate necazurile prin care o să treacă. Nu avem cartea întreagă a Scripturii, plângerile profetului Ieremia. Nici vorbă, nici nu i-a interesat, nici nu le-a păsat. Ei, când se văd duși în robie, templu dărâmat, și închipuiți-vă că a făcut Solomon un templu la care a muncit 40 de ani de zile. Conștient de puterea Harului lui Dumnezeu, n-a lăsat niciodată la templu să lucreze vreun om netăiat împrejur, adică să fie de neam păgân, chiar dacă era meșter, în, cum spunem noi astăzi, îmi fac comandă din Germania, de aia, din Austria, de aia, din America, de aia, și îți faci tu ceva ce n-are nimeni. Nu. Ei au lucrat numai cu meșteri din neamul lui Israel ca să fie o jertfă curată adusă lui Dumnezeu și timp de 40 de ani au făcut templul ăla. A fost cea mai frumoasă clădire de pe pământ dăruită de om vreodată lui Dumnezeu. Dumnezeu nici nu s-a uitat la ea. Când i-a luat în robie, a trecut Nabucodonosor, a spart tot. Templul era spoit numai ca aur, când răsărea soarele, spunea că soarele din Ierusalim. Sfeșnicul, sau cum se cheamă sfeșnicul ăla cu 7 lumini, 137 de kilograme de aur bătut la ciocan, curat. Tot ce era în templu, numai din aur, tăvi, tipsii, tot. A lăsat să ia Nabucodonosor, tot a jefuit și a dărâmat templu. Și-au ridicat evreii mâna la Dumnezeu și s-au rugat și au zis: Doamne, dar ne lași să pierim? Și ce spune Dumnezeu poporului? Îi spune lui Ieremia să spună poporului: Nabucodonosor, robul meu, biciul lui Dumnezeu pentru voi, n-ați ascultat de legea mea și pentru asta v-am pedepsit. Ei au stat în robie 70 de ani, dar nu și-au dat seama între timp de niște lucruri. Ce? La vremea aceea, regatul babilonic era unul din cel mai războinic regat, cel mai civilizat regat, cel mai cultural regat, cel mai educat regat, ei aveau nevoie de o reînnoire. Au stat 40 de ani în pustie și câteva sute de ani și-au trăit așa iarăși ca nomazi și păziți de mila lui Dumnezeu și iarăși au devenit un popor leneș și nepăsător. Iar au devenit niște pari înaintea lui Dumnezeu, nu mai aveau nicio reînnoire. Dumnezeu: lasă că vă iuțesc, eu scot eu din voi ce trebuie. Ce spun gurile rele? A, bătaia lui Dumnezeu, ai văzut, dacă așa le-a fost scris, nu așa le-a fost scris. Rolul lor a fost în robie altul.